aventurieri, bine ați venit la un nou video! Astăzi deschidem bile LOL. Aș vrea să deschid cât mai multe, dar vor fi postate pe episoade. Astăzi le vedem pe cele în colaborare cu Hello Kitty, bilele aniversare de 50 de ani, cu ocazia căreia LOL Surprise și Hello Kitty s-au unit și au făcut două bile ediție specială. Ambalajul arată la fel la ambele, bila cu urechi și cu fundiță, ca o pisicuță Hello Kitty, doar eticheta diferă pentru că ne arată ce păpușă este înăuntru. Deci știm dinainte dacă o vrem pe aceasta sau pe aceasta, o putem lua pe cea pe care o vrem. Iar pe spate ne arată surprizele. Aici e o etichetă, n-am văzut-o până acum că era cea de carton pe deasupra, unde e Hello Kitty, un 50 roșu. Este așa în evidență fiind cu roșu, pentru că toată bila, după cum vedeți, e cu mov, lila de fapt, un mov foarte deschis și cu roz. Și pac, aici este Hello Kitty 50 cu roșu. Pe deasupra are o folie transparentă pe care e desenată Hello Kitty, aniversare 50 de ani și cam atât. Pe spate sunt tot felul de date despre firmă, bilă și așa mai departe. Și cam atât. Haideți să o desfacem și să vedem ce este înăuntru. Vreau să o deschid frumos să nu se rupă. Așa, folia, care după cum vedeți este transparentă. Aici o avem pe Hello Kitty, frumușică, cu o fundă pe care scrie 50. Iar pe spate este LOL Loves Hello Kitty, a 50-a aniversare. Înăuntru am găsit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punguțe și un pliant, în fine, îl știți, cu instrucțiuni, și un Upsy Build. Aici o avem pe păpușică, care se numește Crystal Cutie, și o Hello Kitty micuță pe care le putem scoate și lipi undeva. Punguțele sunt bleu cu fața lui Hello Kitty și scrie din nou 50. Hai să le desfacem, încep cu asta. Avem o pereche de ghetuțe, una e roz, una e bleu, sus au dunguțe aurii și în față au fundițe. Dacă vă uitați atent, pe cizma bleu avem ceva steluțe, iar pe cea roz scrie Hello Kitty. Sunt drăguțe, îmi plac. A doua punguță, nu știu care e, le iau la rând, așa cum le-am pus aici pe pervaz. A, avem perechea de ochelari, e roz, adică lentilele sunt roz și rama e albă, bineînțeles, cu fundițe. De fapt, cu o fundiță, așa? Simpatici și perfecți pentru Hello Kitty. Și acum că mă uit, lentila este sclipicioasă, are ceva sclipici înăuntru. Nu e simplu roz. Se observă? Am tăiat pungile ca să meargă mai repede, dar nu m-am uitat înăuntru, așa că... Ah, haideți să vedem ce drăguț e! Vreau și eu unul în realitate! Uitați ce rucsac frumos a primit! Are bretele, fața ei e desenată, are niște dunguțe, niște steluțe, niște inimioare. Pe piciorul scrie Hello Kitty, fundița bineînțeles e cu 50, iar pe cap are o bentiță aurie și inimioare roz, iar rucsacul este semi-transparent. Jos e mai bleu, sus este mai roz. E super, super simpatic. Am văzut că și prin magazine au început să apară tot felul de colaborări. La Sinsay erau haine și accesorii cu Hello Kitty. Bănuiesc că o să facă colaborări și cu magazinele de haine. Aici avem... Ah, din față se vede că e inimioară, dar dintr-o parte... E așa ciudată ca formă și cu un bețișor, ceea ce înseamnă că e o suzetă inimioară. Mai avem doar punguța aceasta și pe aia vedem păpușa, în care este îmbrăcămintea, cu o bluziță fără mâneci, cu desene pe ea, iar în partea de jos are o pereche de pantaloni scurți, cu o bluză legată la spate, un hanorac alb, iar toate au imprimeu cu Hello Kitty, cu fața ei scrie Hello Kitty și pe bluză și tot felul de desene, fundițe și... Nu știu, nu prea îmi dau seama ce sunt toate. Și pe blugi are o pată aurie ca să se asorteze. Simpatică ținută, să vedem cum mi se potrivește păpușii. A, nu m-am înșelat, mai avem o punguță în care avem o căciuliță Hello Kitty. O căciuliță simplă lila, bineînțeles cu funda cu 50, cu fața lui Hello Kitty și la spate e simplă. Spuneți-mi, vouă vă place de Hello Kitty? Și acum să vedem păpușa. Ce drăguță este! Iar aceasta este Crystal Cutie. Chiar că e cutie, adică drăguță, are un păr prins în coz. Jumătate este mai bleu, sidefat, iar jumătate este roz, sidefat. Se reflectă rozul în bleu și bleul în roz. E foarte frumos părul. Are cercei
cu Hello Kitty, nu se pot scoate. Super simpatic, îmi plac că au făcut și păpușile LOL să pară așa un pic mai machiate decât erau cele de la început. Costumul care l-are pe sub haine este alb și pe el scrie, bineînțeles, Hello Kitty, aniversare 50 de ani, are și niște nasturi și e simplu, așa cu dunguță la mânecă. Am observat că și pe tălpi scrie 50 de ani, iar pe capac aici scrie Sanrio 23, adică 2023. Sanrio este firma care are personajul Hello Kitty și mai multe, despre care am vorbit când am desfăcut calendarul Advent Hello Kitty. Dacă nu l-ați văzut, o să vi-l las aici în link să-l vedeți. Era un calendar fake. Ta-dam! Și aceasta este Crystal Cutie. Nu știu dacă numele mi se pare super, super potrivit. Uitați unde filmez eu la geam și voiam să vă arăt păpușa mai îndeaproape. E super simpatică, cu pălăriuță, ochelar, suzetă. Uitați-o și cu rucsăcelul la spate. Acum că i-am scos suzeta, parcă îmi plăcea cum îi stătea cu suzetă. Voi ce ziceți? O las cu suzetă sau fără? Stați să-i scoatem și ochelarii. Parcă îmi place așa sau cu toate, cu ochelar și cu suzetă. Și aceasta e prima păpușă Hello Kitty, adică LOL Surprise în colaborare cu Hello Kitty, Crystal Cutie. Să-mi ziceți cum vi se pare și haideți să o vedem și pe cealaltă. O să desfac Bila. Tot albastre sunt pungile. Haideți să le tai ca să meargă mai repede. La Bila aceasta am numărat doar 6 pungi, parcă la prima au fost 7. Și voi începe cu asta care am luat-o în mână. Direct cu îmbrăcămintea, vai ce frumoasă e! Așa m-aș îmbrăca și eu. O fustiță roz cu alb în volane, cu multe picățele și o geacă de blugi cu un tricou alb pe dedesubt. Are și o curea în talie, iar pe tricou, bineînțeles că e desenată o Hello Kitty pe care scrie iarăși 50. Fustița are inimioare roz și verzi. Super această ținută, așa cum v-am zis, m-aș îmbrăca și eu în acest fel. Avem un balon cu Hello Kitty! Vai, ce-mi place! Uitați, are băți ca să poată să-l țină în mână, cu un cerculeț aici și cu o fundiță, un băț vălurit, iar înăuntru, nu știu dacă vedeți, cred că se electrizează de plastic și stau lipite de el. Dar are confeti cu inimioare și cu steluțe. Are și o fundiță, tot cu 50. Deja ne-am obișnuit cu această temă aniversară. Și e super! Îmi place mult, mult, mult! Să mai iau o pungă. Aici avem papucii. Avem o pereche de pantofi cu fundiță în față și cu fundiță în spate. Iar în punga aceasta mai avem o Hello Kitty. O poșetă. Ce faină este și ea transparentă cu confeti înăuntru. Vedeți pe spate, nu știu, pe plastic scrie și aici Hello Kitty, aniversare. E transparentă, oare nu cred că se deschide, că altfel îți pleacă confetile. Era bine dacă se, adică bine, pierdeai confetii, dar era practică, vreau să zic, dacă se deschidea, puteai să pui ceva acolo, de exemplu, pantofiori în cap, în poșetă. E destul de lată. Iar preteaua seamănă cu cele de la agențiile Chanel. Îmi plac și geanta asta și rucsacul. Sunt super, super. Mai avem o pungă în care găsim o bentiță. O bentiță simplă roz cu o fundiță. Aceasta e Miss Pearly și balonul ei. Iar pe celălalt nu m-am prins. Am zis că e Hello Kitty, dar de fapt e rucsacul cu Hello Kitty pe care l-are păpușa. Miss Pearly. Ia să te vedem cum arată. Ca o perlă. Una e cristal și una este perlă. Din păcate, vedeți un pic care defectul pe care l-aveau unele păpuși. Nu au fost lipite bine și stă bărbia așa un pic ridicată. Se vede partea asta de la gât. Iar cercelul acesta, nu acesta, ăsta, nu stă drept. În fine, e un pic îndoit în spate. Probabil cum a fost ambalată, a stat împachetată și s-a deformat un pic. Super, super simpatică, are părul alb, si de fat, iar cozile sunt tot așa cu roz și bleu, ca la cealaltă păpușă și lucesc foarte mult. E mai discret machiată decât cealaltă, deși are super gene. Iar costumul de pe ea e roz și are șosete până peste genunchi, malagambe, cu o fundiță roz. E drăguță, haideți să o vedem și îmbrăcată. Ce am mai observat între timp?
Poate voi ați văzut, dar eu nu văzusem. În obraj are pe unul Hello Kitty, pe unul inimioare. Ciorapii am zis că au fundiță, dar de fapt o au pe Hello Kitty. Și chiar scrie într-o parte, uitați aici, Hello Kitty. Pe tălpi are inimioare, iar pantofii sunt piptău, adică decupați un pic în față. Am văzut când am încălțat-o. Și aceasta este Miss Pearly. Cum vi se pare? Pentița nu-i stă chiar foarte, foarte bine pe cap, din cauza frizurii pe care o are. Poate dacă n-avea coțile se putea lipi mai bine de cap, dar oricum e simpatică și așa. Iar geanta trebuie să o proptești cumva, că nu poate să o țină în mână cum ține balonul. Dar e foarte drăguță. Iată-le și pe amândouă să le puteți compara și să-mi spuneți care vă place mai mult. Eu inițial când le-am desfăcut, în timp ce o desfăceam pe Miss Pearly, adică pe aceasta, ziceam da, da, ea e preferata mea, are balon, are și gentuța super simpatică, dar acum când mă uit la amândouă, nu știu ce să zic. Gentuțele oricum îmi plac la ambele. Ea are rucsac și cealaltă are poșetă și cu balon. Deci are două Hello Kitty. Parcă Crystal Cutie e mai îmbrăcată, are mai multe, dar și Miss Pearly e frumoasă, mai ales că are și balonul, nu știu. Îmi plac amândouă. Spuneți în care e preferata voastră, dacă puteți alege. Colecția e super, super simpatică. Pentru cei care n-au văzut videoul trecut în care am făcut haul-ul cu OLX și ce bile mi-am luat de acolo, să știți că aceste bile Hello Kitty le-am găsit pe OLX cu 30 de lei, deci un super, super preț. Ele se găsesc pe Amazon cu 14 euro. Asta înseamnă vreo 120 de lei, ceva de genul, deci o treime. Pe aceste bile puteți să mergeți și voi să vă luați. Așteptați până-i transportul gratuit pe OLX și dați comandă, pentru că sunt super și la 30 de lei chiar merită toți banii. Nu știu dacă aș fi dat 14 euro pe ele, pentru că la două bile m-ar fi costat aproape 30 de euro și cu banii aceia puteam să-mi iau un OMG. Dar mă bucur super că le-am găsit. Îmi plac amândouă, chiar nu pot să mă decid. Scrieți-mi voi în comentarii dacă vă plac amândouă sau preferați una sau cealaltă. Crystal Cutie sau Miss Pearly. Care-i preferata voastră? Eu voi continua să deschid LOL, dar voi o să vedeți în video următor alte bile, pentru că vreau să le desfac pe toate pe care le-am cumpărat și pe care vi le-am arătat în haul-ul trecut. Ne vedem data viitoare, dați un like pentru Hello Kitty și LOL și urmăriți calendarul Hello Kitty dacă nu l-ați văzut și haul-ul de data trecută. Pa, pa!